sunt multiple opțiuni pentru a deschide un ordin din platforma MetaTrader 4. Cea mai simplă este apăsând tasta F9. A doua opțiune este din fereastra MarketWatch. Fie dublu click pe perechea valutară dorită, fie click dreapta pe instrument și selectați New Order din meniul afișat. A treia metodă este cu un click dreapta în grafic și selectați Trading, apoi New Order din meniul afișat. O altă posibilitate este prin click dreapta în fereastra Trade din secțiunea Terminal, selectând opțiunea New Order. Cele patru instrucțiuni activează fereastra ordinului. Selectați instrumentul dorit din lista afișată și volumul dintr-o listă cu loturi predefinite. După ce selectați opțiunile, click pe butonul Sell pentru a deschide o poziție de vânzare sau pe butonul Buy pentru a deschide un ordin de cumpărare. Toate ordinele plasate sunt executate la prețul pieței, cu excepția ordinelor în așteptare. Dacă doriți să plasați un ordin de cumpărare sau vânzare la un preț predefinit, diferit de prețul actual din piață, alegeți Pending Order din meniul Type al ferestrei. Introduceți prețul la care doriți să cumpărați sau să vindeți în câmpul At Price. Când toate datele sunt introduse corect, faceți click pe butonul Place. Ordinul dumneavoastră este plasat și devine vizibil în fereastra Terminal. O altă opțiune este aceea de a modifica sau șterge ordinele. Selectând această opțiune, puteți de asemenea atașa Stop Loss și Take Profit la un ordin existent. Pentru aceasta, click dreapta pe câmpul poziției în fereastra Trade, secțiunea Terminal, și alegeți Modify or Delete Order din meniul afișat. Fereastra de modificare a ordinelor va fi activată. Completați câmpurile Stop, Loss și sau Take Profit, apoi apăsați butonul Modify. Astfel, vor fi stabilite limitele ordinului și vor fi vizibile în câmpul poziției. Pentru a șterge un ordin pending, click dreapta pe ordin, selectați Modify or Delete Order și apoi click pe butonul Modify. Pentru a elimina ordinele Stop Loss și sau Take Profit, setați prețul 0 în câmpurile Stop Loss și Take Profit în fereastra Modify Order, apoi apăsați butonul Modify. Opțiunile Stop Loss și Take Profit sunt disponibile oricând la deschiderea unui ordin. Plasând Stop Loss și Take Profit, controlați riscul și rentabilitatea poziției. Cu Take Profit, specificați cât profit doriți să obțineți într-o anumită tranzacție. Stop Loss funcționează similar, dar în acest caz se urmărește limitarea sumei ce poate fi pierdută într-o tranzacție. Pe scurt, dacă prețul evoluează în direcția neprofitabilă, atunci știți că Stop Loss vă protejează de o pierdere nedorită. Pentru a automatiza Stop Loss la tranzacțiile profitabile, puteți utiliza Trailing Stop. Acesta este un algoritm pentru un Stop Loss dinamic. Pentru a plasa Trailing Stop, click dreapta pe ordin, listat în secțiunea Trade, apoi alegeți Trailing Stop din meniul afișat. Dacă aveți un ordin deschis, acesta este listat în fereastra Trade. Cel mai simplu mod de a închide ordinul este cu un click dreapta pe poziție și apoi selectați Close Order din meniul afișat. Se deschide o fereastră pop-up ce afișează butonul Close the Order. Apăsând acest buton, veți finaliza închiderea ordinului activ.